Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe Drochia Click TV. Sunt Cristina Turcanu și urmăriți emisiunea Fără Mască. Cunoaștem cu toții că în data de 20 octombrie, curent, în Republica Moldova vor avea loc alegerile locale generale și, dat fiind faptul, vrem prin prisma emisiunii Fără Mască să oferim oportunitate drochienilor să-și cunoască toți candidații la funcția de primar pentru orașul Drochia, dar și o posibilitate candidaților pentru a se prezenta pe ei însuși și a-și prezenta programul electoral. Țin să menționez că toți candidații, 10 la număr, la funcția de primar pentru orașul Drochia, au primit invitație ca să fie prezenți în cadrul emisiunii Fără Mască. Astăzi, invitatul meu este domnul Nicolae Cojocaru, candidat la funcția de primar din partea Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova. Domnul Nicolae, bună ziua și vă mulțumim pentru oportunitatea ce ne-ați oferit-o ca să vă cunoască lumea mai bine. Bună ziua, bine ați venit. Domnul Nicolae, și prima întrebare ar fi, cine este Nicolae Cojocaru? De unde vine? Câți ani are? Nicolae Cojocaru s-a născut în satul Ochiul Alb, Raionul Drochia. A reușit chiar și o lună de zile să meargă la grădiniță acolo, în localitate. Apoi a venit cu traiul în Drochia și deja de mic sunt aici, locuiesc de peste 30 de ani. Am 36 de ani. Ce studii aveți, domnul Nicolae? O viață cu studiile am nimerit-o bine. Am reușit să fiu tocmai 11 ani student. Am finisat 4 facultăți. Puteți să le enumerați? Da. Instituțiile? Da, am făcut 3 ani Colegiul Agroindustrial din Rășcani, apoi 4 ani Universitatea Tehnică din Moldova, după care 3 ani de zile masterul în administrare publică la Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova și un an de zile Școala Organizatorului de Partid, Orientorul politic în cadrul Institutului Național Democratic din Moldova. Așa, de specialitate ce sunteți? Hai să zicem administrare publică. În domeniul administrației publice, da. Acolo vă regăsiți cel mai mult. Da. Care a fost activitatea dumneavoastră până a candida la funcția de primar de Drochia? Până în momentul actual. După cum am spus și mai de sus, o lungă perioadă am fost student, mi-am făcut studiile, am mai fost, ca aproape și orice moldovean, peste hotare la muncă, dar am revenit și m-am implicat în viața socială, în viața politică a țării și a orașului Drochia, pentru a schimba lucrurile spre bine. De ce anume acum ați hotărât să candidați la funcția de primar? Aceste gânduri mi-au venit și mai înainte, dar anume acum, pentru că am deja o anumită experiență în domeniu. Am activat mai mulți ani ca consilier în Consiliul Raionul Drochia. Știu ce este asta și știu ce am făcut. Vreau să ne vorbiți un pic despre, cu siguranță aveți și o echipă cu care veniți la primărie. Cine se regăsește în echipa dumneavoastră? Din ce domenii fac parte acești oameni? Da, am în spate o echipă tânără, aș spune eu, poate chiar cea mai tânără, din diferite domenii. Am câțiva colegi care la fel au făcut administrare publică, nu sunt străini în domeniul dat. Tineri care scriu proiecte, știu să le scrie, să le implementeze. Profesori și alte domenii, dar la sigur că nu sunt străini cu ceea ce ține de viața publică și lucruri civile. Dumneavoastră v-ați remarcat foarte mult în orașul Drochia prin faptul că ați contribuit ați fost în echipă cu mai mulți tineri pentru a crea acte de caritate, v-ați implicat în mai multe proiecte sociale. De unde vine ideea asta de a face voluntariat? Până când în Republica Moldova, cuvântul voluntariat câțiva ani la rând a fost unul străin pentru toată lumea și oamenii priveau sceptic la cei care făceau voluntariat. De ce anume voluntariat?
Pentru că ne dăm bine seama că această muncă este neremunerată și nu se plătește. Da, cred că mi s-a întâmplat în minte cu mai mult timp în urmă spusele unui fost președinte american care se întreba, care și întreba pe alții ce ai făcut tu pentru țară și nu țara pentru tine. Și cred că asta și m-a motivat să încep a face mai întâi eu ceva pentru țară, pentru oameni și să-i îndemn și pe alții să facă acest lucru. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră ați fost la începutul creierii formațiunii politice din care din partea cărui faceți parte, apele de da, Miaori? Da, practic am fost de la început, la fondarea Organizației Teritoriale Drochea, a Partidului Liberal Democrat din Moldova și de atunci activez doar în cadrul acestui partid. Ați mai avut altă apartenență politică? Nu. Și cred că nu o să mai am. Asta dă dovadă de verticalitate până la urmă. Spuneți-mi, rog, PLDM-ul pe parcursul istoriei de glorie, după care știm cu toții lucrurile care s-au întâmplat în interiorul partidului dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, de ce nu ați migrat la alt partid, știind că PLDM-ul a avut niște probleme până la urmă? Da, bună întrebare. Vreau să vă spun că oferte am mai avut de la mai multe partide. Ce v-a ținut să rămâneți? Le-am refuzat pe toate pentru că cred în acest partid. Orice partid este format până la urmă din oameni. Corect. Și cât pe PLDM-ul a avut și încă mai are o echipă foarte bună, ba chiar și mai bună în ultima perioadă, pentru că foarte mulți oportuniști și persoane care mai doritoare de funcții au plecat. Au migrat, cum ați spus, către alte partide. Noi ne-am curățat, am rămas oameni care își doresc doar binele oamenilor și orașului și cu atunci mai mândresc și cu ei merg înainte. Domnul Nicolae, bineînțeles ca fiecare candidat care vine la funcția de primar, aveți și un program electoral. Ce veți face, să zicem, dacă veți câștiga alegerile în următorii 4 ani pentru orașul Drochia? Care sunt prioritățile? Prioritățile sunt următoare. Nu trebuie să inventăm nimic. Trebuie să punem funcționarii publici la treabă. Atât. Care nu-și face treaba, să fie binevenit să facă locul altuia. Asta e. Prioritatea. Altceva? Altceva? Dacă să mergem pe rezolvarea problemelor, da? Ce altceva putem să mai fie? Bine, vorbim de infrastructură, de problemele cu care se confruntă drochienii la momentul actual, pentru că, ca orice localitate, și Drochia are foarte multe probleme. Și aici vorbim de iluminare, de drumuri, de apă și canalizare. Cred că orașul Drochia, ca și multe alte localități din Republica Moldova, se confruntă cu aceleași probleme generale, cum ați menționat, de drumuri, reproduct, canalizare, iluminat. Aceste lucruri e și normal, e și în datorie fiecărui administrator al localității, a funcționarului public, a tuturor celor implicați în procesul decizional ca să rezolve aceste probleme. Pe lângă asta mai avem și probleme mai de ordin mai îngust, probleme de cartier, probleme de anumite regiuni. Ne sunt cunoscute, dar mă repet încă o dată. Prioritar pentru noi este ca toți cei implicați în procesul decizional să-și facă bine meseria. Și de aici o să apară și rezultate. Să eliminăm corupția, să fim transparenți în ceea ce facem, asta e foarte important, și să implicăm și cetățenii în luarea deciziilor, care până acum, spre regret, au fost cam mai îndepărtați de procesul decizional. Cetățenii nu prea știu, nu prea au idee ce se întâmplă în coridoarele primăriei și de aici apar careva dubii și neclarități ce se trece oare acolo, câți fură, cine fură. Știu că recent ați inițiat un proiect privind WC-urile publice. Ați bătut pe la ușile administrației publice locale. Cum s-a rezolvat această problemă sau dacă s-a rezolvat?
Da, am avut în desfășurare și astfel de proiect. Deja acum se face un an de zile, de când am inițiat acest proiect. Am muncit mult, am sensibilizat opinia publică, am scris demersuri și la primărie, am fost convinși că o să fim auziți. Nu prea a fost așa. Până la urmă, am înțeles că au fost totuși procurate două licee bio, care, nu știu de ce, încă stau încuiate pe stadionul Orășănesc, dar nu la locul destinat unde ne-am propus cu toții să avem un liceu și un acces public la sanitație în Parcul Central. În Parcul Central. Da. În viziunea dumneavoastră, care sunt cele, să zicem, trei probleme cele mai strigente cu care se confruntă locuitorii orașului Drochia? Am spus puțin și mai sus. Eu cred că cea mai mare problemă a orașului Drochia este că la conducerea orașului sunt persoane rău intenționate, cu interese meschine, care pun pe primul plan interesul propriu și al buzunarului său, dar nu interesul cetățeanului. Eu cred că asta e cea mai mare problemă a orașului Drochia. Cu asta o să ne luptăm în permanență. Altele ar fi, cred că cunoscută de toți, problema câinilor maidanezi, vagabonzi. Așa, aveți și o soluție pentru rezolvarea acestei probleme? Păi un lucru care e foarte clar ce este de făcut. De construit un azil, de-i prins, de-i sterilizat și cu asta să punem capăt dezvoltării numărului de câini pe oraș. Așa. O întrebare așa un pic mai delicată, dar vreau chiar să vă o adresez, este ce părere aveți despre persoanele care migrează de la un partid la altul? V-ați confruntat cu astfel de persoane? Da, desigur. Și nici formațiunea mea nu a fost lipsită de așa traseiști. Părerea mea este că acest lucru este unul regretabil până la urmă și cred că deja legiuitorii ar trebui să se gândească la acest moment și chiar să interzică prin lege aceste plecări dintr-un partid în altul. Așa, următoarea întrebare este, bine, să presupunem că veniți în funcția de primar al orașului Drochia și ce veți face dumneavoastră în calitate de primar pentru persoanele din domeniul business-ului mic și mijlociu? Cum veți susține antreprenoriatul în orașul Drochia? Iarăși, din nou, acest capitol nu trebuie să nimic de inventat, trebuie puțin doar de studiat ceea ce fac unii vecini de noștri, unele chiar și orașele în Republica Moldova care deja au succes în domeniul dat, de construit un incubator de afaceri, unde fiecare să-și poată găsi parteneri, eventuali oameni cu care să colaboreze în domeniul pe care activează dânșii. Începem de la incubator de afaceri. Aveți careva activități în programul dumneavoastră electoral privind locurile de agrement pentru tine? Da. Chiar și unul din punctele prioritare vor fi aceste locuri. Ne-am propus să construim și câteva piste pentru bicicliști în parcul central și în parcul din jurul lacului, unde bicicliștii vor putea merge în siguranță. Și la noi nu avem deloc așa de fel de locuri. Uh-huh. Dar sunt, nici drumurile nu sunt amenajate corespunzător pentru bicicliști. Și prea de bine în fiecare an numărul bicicliștilor și celor care folosesc unitățile de transport ca bicicletă, trotineta și altele. Pentru la acest moment ne-am gândit și ne propunem să devenim întâmpinare, să le creăm niște condiții adecvate pentru practicarea acestui mod de viață sănătos. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă în bugetul orașului Drochia, să presupunem că va fi un buget care nu va acoperi toate necesitățile sau toate ideile pe care dumneavoastră vreți să le implementați. Unde veți găsi bani? Foarte bună întrebare, dar nu este străină nouă.
Deja avem careva practică în scrierea proiectelor. Știm cum să atragem fonduri din proiecte, atât naționale cât și internaționale. La fel, vom colabora strâns cu oamenii de afaceri care de bună credință, care și până acum au contribuit la dezvoltarea orașului. Plus, un moment foarte important, cred că cei ce ne propunem să colaborăm mai strâns cu diaspora și cu cei băștenași din... Plecați, da. Și în afară orașului, chiar în Republica Moldova și chiar și în afară hotarilor sale. Și aici este o practică destul de bună. Și întâlnită mai des în alte orașe din Republică. Da, și din păcate la noi încă nu. Spuneți-mi, vă rog, în viziunea dumneavoastră, care este cartea de vizită al orașului Drochea? Cartea de vizită al orașului Drochea... Nu știu, cred că totuși soborul nostru, da, mult renumit, pe care unde și mă duc, mă întreb de la Drochea, totuși soborul nostru este cunoscut ca un monument arhitectural și ca o zonă unde... Venturește să Da, și vizitată de foarte mulți oameni. Sunteți la curent că orașul Drochea se confruntă cu problema de a rețelelor de apă și canalizare. Cunoaștem cu toții că există un proiect în prima etapă, dar nu acoperă tot teritoriul orașului Drochea pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Ce veți face în acest sens? Și care va fi conlucrarea dumneavoastră cu organizațiile municipale sau orășănești? Vorbim de apă, canal, de... Ce avem cu dânsii? Ei sunt o instituție care subordonează primăriei, apă, canal. Și iarăși de nou cred că o să mă repet, dar... Întreprinderile municipale. Întreprinderile municipale pur și simplu trebuie să-și facă meserie. Și inclusiv și dânsii să se implice în scrierea proiectelor, atragerea investițiilor, să stabilească prețul real al apei și să gestioneze rețelele existente și plus cele care vor fi construite, să le gestioneze corect și să avem apă calitativă pentru fiecare locuitor. Pentru extinderea celor sectoare care nu au fost acoperite de proiectul dat, respectiv urmează să tragem alte investiții din alte proiecte, din alte fonduri. Aveți specialiști care ar putea scrie proiecte și s-ar putea implica? Pentru că cunoaștem cu toții că în incinta primăriei, adică primăria nu are un asemenea specialist și nici nu dispune de fonduri pentru achitarea unui salariu, unui specialist pentru specialist în domeniul atragerilor investițiilor și a scrierii proiectelor. Da, cred că unul dintre cei mai buni specialiști în atragerea investițiilor din orașul Drochea și nu doar din oraș, se regăsește în echipa mea. Care... Mizați pe el? Sigur, cum altfel. Aveți încredere în echipa dumneavoastră? Pe cum altfel? Mă pornesc într-o... Luptă? Da. Zic luptă, dar mă pornesc cu, în spate, desigur, cu echipa care am încredere. Ce veți face în caz că, uite, nu veți reuși să convingeți alegătorul să vă dea votul dumneavoastră, în caz de înfrângere? Veți pleca în afară, veți continua activitatea de până acum. Ce planuri aveți pe viitor? Cred că cum am fost implicat în viața publică și până acum, nu va fi o tragedie. Am cu ce mă ocupa, știu ce trebuie să fac, știu cum pot contribui și din afara administrației la rezolvarea problemelor locuitorilor. Așa că nu va fi o tragedie. Domnul Nicolae, vă dați bine seama că în urma alegerilor care vor avea loc în data de 20 octombrie, în Consiliul Orășănesc vor intra consilieri din partea mai multor fracțiuni politice. Să presupunem că veți fi primar ales de Drochea. Cum veți găsi limbă comună cu consilierii? Pentru că este foarte greu și am văzut și istorii de până acum, că nu se prea înțelegeau între ei. Cum veți rezolva problema? Pentru că în campanie electorală toată lumea strigă în gura mare că noi venim doar pentru a sluji poporului și venim doar pentru a apăra interesele locuitorilor orașului Drochea, ca până la urmă să apară aceste divergențe
și la ședințele Consiliului și... În marea lor majoritate, cei despre care vorbiți nu au avut ca scop rezolvarea problemelor cetățenilor. De aici apar aceste divergențe în Consiliul Orășenesc. Bine, dar după 20 octombrie, la fel vor veni oameni din diferite formațiuni politice. Desigur. Desigur că vor veni. Credeți că se vor schimba lucrurile sau credeți că primarul are acea putere de a dirigui lucrurile ca să creeze o echipă consolidată între consilieri? Pe câtă putere are, nu știu, dar de una sunt sigur că este obligat să facă acest lucru și să încerce să-i consolideze, anume pentru a rezolva problemele cetățenilor. El este obligat să facă acest lucru și în cazul când voi fi ales ca primar, voi încerca și eu și voi face tot ce îmi stă în puteri să găsesc limbă comună și să închegăm așa o colaborare strânsă cu toți consilierii, indiferent de care partid vin. Știu că va fi greu, știu că, într-adevăr, mulți dintre dânșii vin cu interese proprii, dar deja avem câteva practică în domeniul dat, știm cum să facem mai transparent activitatea Consiliului și dacă va fi necesar, vom face și vom convoca ședința Consiliului Orășenesc și pe stadion, să vie foarte multă lume să vadă ce se întâmplă în instituția dată. Cum se iau decizii. O practică destul de bună, da? Pentru... Da. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă în echipa dumneavoastră cu care veniți, da, mergeți în campanie electorală, se găsesc persoane care au migrat de la un partid și te-au venit la PLDM. Dacă o să priviți atent lista candidaților la funcție de consilier din partea Partidului Liberal Democrat, din Moldova, sunt practic toți de la fondarea acestui partid, care nu au venit din alte partide și cu ei și mergem înainte. Câți locuitori are orașul Brăila? Locuitori? Da. 16-17.000, da, pe aici. Că o cifră exact... Da, nu e. Nu e. Așa că multă lume pleacă. Când s-a luat în calcul creșterea salariului primarului, zice primarul, cu mai mult ani în urmă, când era nevoie de cifra 20.000, Pădrochiu a avut 20.000. Am înțeles. Nu știu despre acest lucru. Ce părere aveți despre activitatea femeilor în politică? E un lucru foarte binevenit, pe care îl apreciez și îl susțin și îl încurajez. Poate nu sunt feminist, dar la sigur nu sunt nici antifeminist. E un lucru foarte bun. Și dar totuși, până la urmă, cred că femeia trebuie singură să-și aleagă unde este locul ei. Dacă este în politică... Se regăsește în politică? Da. Am înțeles. Aveți în echipa dumneavoastră femei? Sigur. Tot mai mult că legea ne... Obligă într-un fel 40% permis în listă să fie femei, da? Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră ați activat în calitate de consilier din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, Consiliul Raional Drochea, un mandat? Două mandate. Aveți vreun regret în deciziile pe care le-ați luat fiind consilier? Poate aveți vreun regret că ați votat vreo decizie și uite că îmi pare rău pentru acest lucru. Sau le-ați studiat foarte bine, ați fost conștient de ce ați votat? Eu nu-mi spune de bine sau cu regret. Foarte multe întrebări am votat împotrivă. Așa că de ele la sigur că nu regret. Cei ce ar putea să îmi provoace careva remușcări, că până la urmă, poate nu am fost prea insistent în ceea ce mi-am propus să fac și pe unele inițiative nu am găsit susținere din partea altor colegi. Și fiind de unul singur, toate inițiativele au rămas la nivel de inițiative. În urma alegerilor din 2015, da? Când ați venit al doilea mandat, da? Da. Așa, că consilier, câți consilieri a avut Partidul Liberal Democrat în... Partidul Liberal Democrat a acces în Consiliul Raional cu 5 consilieri. Ca în scurt timp să rămân doar eu, ceilalți
Au migrat. Da, care mai deschis? Când a avut loc alegerile în 2015, vara anului 2015? Păi era vara, da? De asta și lumea au mai migrat. Au migrat și vara, au migrat și perioada mai rece anului, ca și în alte... Da. Cunoaștem cu toții că instituțiile de educație timpurie, grădinițele, da, se află în subordinea primăriei. Pe acest segment aș vrea un pic să ne axăm. Ce veți face dumneavoastră în calitate de primar pentru instituțiile și pentru dezvoltarea, alimentația copiilor, pentru îmbunătățirea condițiilor? Și aici nu vorbim doar despre alimentația copiilor. Despre general, da. Care este, avem și un punct în programul nostru electoral, care se reflectă doar asupra activității instituțiilor preșcolare. Grădinițele, indiscutabil, trebuie să fie dotate cu tot ceea ce au nevoie pentru o bună activitate. Ca copilul să fie în siguranță, ca copilul să fie în sezonul rece acălduț și alimentat. Corespunzător legislației. Corespunzător și nu doar legislații, dar și... Mergem și pe omenii, da? Sigur. Pe bun simț. Da. Cam ultima oră ați pășit pragul unei astfel de instituții? Grădinițe? Da. Asta a fost vreo 2 ani în urmă. Și, din păcate, la o instituție preșcolară unde am văzut atâtea poze și Len Staieti pe Facebook, acolo atâtea investiții s-au făcut și până la urmă și multe fotografii și lauri, dar în instituția respectivă curg tavanele până în ziua de azi. Da. Chiar în sălile de clasă pentru copii, apa curge pe pereți și în măciugare. Dar... Am înțeles. Acum aș vrea, domnul Nicolae, să vă adresez niște întrebări mai spontane, un pic, și v-aș ruga să-mi răspundeți la fel de spontan la aceste întrebări. Albastru sau verde? Verde. București sau Moscova? București. Uniunea Europeană sau Comunitatea Statelor Independente? Ce se... Uniunea Europeană. Dacă ai avea prilejul să te întâlnești cu Dumnezeu, ce îi spune? Să-și revizuiască ceea ce a făcut când le-a dat la unii cu carul, dar la unii alții cu paharul. Am înțeles. Da, amuzant. Limba română sau limba moldovenească? Română. Câte cetățenii aveți? Moldovenească. Sunteți doar cetățean al Republicii Moldova? Da. Nu dețineți alte cetățenii. Ce părere aveți despre persoanele de altă religie sau de altă apartenență politică decât cea dumneavoastră și de persoanele LGBT? Hai să începem cu religia, da? Persoanele de altă religie. Religia e ceva personal. Și atât timp cât cetățeanul locuiește și este integrat în societatea din care face parte și respecte legile acestui stat, nu are decât să-și împărtășească religia pe care își dorește. Partidul politici? Partidul politici la fel. Atât de timp cât trăim într-o țară democratică, cel puțin așa ne scutim, fiecare are dreptul să se manifeste opțiunile politice cum și le dorește, atât de timp cât nu încalcă intimitatea sau altul cetățean. Îl considerați pe fostul președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Vlad Filat, vinovat? Nu știu, nu sunt procuror și nici judecător ca să dau astfel de sentințe, de răspunsuri, dar părerea mea pur personală, poate cineva subiectivă, dar în ceea ce este învinuit, nu cred că este vinovat. Domnul Nicolae, și spre final de emisiune, v-aș ruga să veniți cu un mesaj către toți locuitorii orașului Drochia, dacă aveți ceva să le spuneți. Stimați locuitori de orașul Drochia, dragi prieteni, suntem 10 la număr, candidați la funcția de primar al orașului, dar, la sigur, din toți cei 10, eu vin din rândul dumneavoastră.
Vin pentru ca să vă aud problemele, să mergem împreună să le rezolvăm. Nu am interese meschine, nu am ce ascunde, nu am luat nimic niciodată din banul public să-l utilizez în interese personale și v-aș ruga să-mi dați votul dumneavoastră pentru că avem o echipă tânără, o echipă care știe ce face, știe ce își dorește și sper să obțin încrederea dumneavoastră. Mulțumim! Dragi drochieni, alături de mine a fost domnul Nicolae Cojocaru, candidat la funcția de primar al orașului Drochia din partea Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. Domnul Cojocaru, vă mulțumim tare mult, vă dorim succes și cu Doamne ajută! Mulțumim și dumneavoastră!